Bună dimineața tuturor! Bine ați revenit la matinal! Mult spus bună dimineața după ce noaptea a fost aseară. Georgia, ți-a plăcut meciul mult. Eu am un zâmbet pe buze, dar nu e zâmbetul meu. Până acum m-am plâns, până acum port negru pentru că port negru, pentru că e rău. Eu nu cred că ai luat negru întâmplător. Nu! Asta mi-a inspirat dimineața când m-am trezit. Nu, mi-amintesc ce s-a întâmplat înainte să adorm. Ne referim la meciul României de aseară, ne pare foarte rău, suntem... Eu sunt dezamăgită și sperăm să creștem o generație de copii care să practice sport din pasiune în primul și în primul rând și să avem și noi în ceva an la ce să ne uităm cu mândrie, de ce nu? Și ca să pornim cu bazele, vorbim astăzi despre aportul de vitamine și minerale la adolescenți, cu precădere accentul va pica pe vitamina D. Vitamina alături... D de la dă-i bă pe poartă! De la asta vine vitamina D. N-am avut vitamina D aseară. Dar îl avem alături de noi în această dimineață pe domnul doctor Alin Popescu, medic primar, medicină sportivă. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața! Bună dimineața, dragii mei! Bună dimineața, telespectatorul Metropola TV! Mă simt deja un pic așa... Sub presiune datorită culorii tricoului. Când tu ești în negru, să nu consideri că e o blasfemie cum am îmbrăcat. Eu am zis să sunt fiu pe nuanțe, pozitiv, așa. Sunt nuanțe și poate să fie spre roșu și poate să fie spre albastru și poate să fie FCSB și poate să fiu fericită. Nu, dacă, okay. dacă mai închideam puțin culoarea tricoului, obținem echipamentul celor de la Muntenegru. Da, putem să o judecăm și altfel. Sau adică... așa, da. Furia roșie. Da, trecând de gluma așa introductivă, într-adevăr, la copii și la adolescenți, cel puțin în ultima vreme și sub categoric, sub influența, să nu zic prea multora, dar suficient de multora reclame care se difuzează pe toate canalele mass media, se ridică o întrebare la un moment dat firească pentru părinți, bunici, dar eu ce-i dau copilului meu? E clar că cu 40 de ani când eram eu mic sau cu 20 de ani când erați voi mic, ne focusam foarte mult pe alimentație, ceea ce e normal să facem și acum, să avem o alimentație cât mai diversă, să nu ne lipsească alimente din nici o grupă de alimente, cu focus evident pe legume, fructe, lactate, carne, dar nu doar astea. Și revenind, acum 40 de ani nu se punea întrebarea asta, de ce siropel îi mai dau, ce se mai întâmplă cu copil? Apropo de vitamina D, vitamina D numită și vitamina soarelui, e o vitamină care practic nu rămâne stocată în organismul nostru. Și atunci, dacă eu stau la soare și soarele, dar nu fofoli tot să mi se vadă doar nasul, da? Dacă stau la soare în mod firesc și am contact al tegumentului cu razele solare, vitamina D se sintetizează. Dacă nu, într-adevăr, vitamina D probabil e cea mai logic de indicat la copilul mic, la copii, dar până spre adolescență. Inițial, în primele luni de viață, non-stop. Ulterior, așa cum probabil mulți dintre telespectatori știu de la pediatri sau de la medicul de familie, în lunile cu R. Spuneam și miercurea trecută aici, adică din septembrie până în aprilie, mizându-se că din mai până în august totuși luăm suficient contact cu soarele. Vitamina D poate fi administrată sub formă de picături la cei mici, ulterior spre adolescență sub formă de comprimate, 2 sau 4.000 de unități în funcție de recomandarea medicului. Dacă rămânem în grupa aceasta de vitamine, o altă vitamină mult folosită este vitamina C. Acidul ascorbic, vitamina C, pe de o parte pentru creșterea imunității, pe de altă parte și pentru creșterea poftei de mâncare, acolo unde părintele are senzația, de multe ori reală, că cel mic nu are suficientă poftă de mâncare. Ar mai fi vitamina A, grupul B, mai ales B12, E și K. Ăsta ar fi un top al
zonei de vitamine pentru această grupă de vârstă, cu mențiunea că singura vitamina D are așa un parcurs de continuitate, restul legându-se într-un anumit fel de problemele pe care copiii, adolescenții le acuză. În perioada aceasta de pandemie, care sper că s-a încheiat, în ultimii 2 ani au și fost foarte multe indicații de profilaxie primară sau de profilaxie secundară care au vizat inclusiv vitamina D. Au fost puse pe piața de profil din România tot felul de combinații care adunau vitamine, în general D, cu minerale. Sau vitamina D cu vitamina C și cu minerale. Din zona de minerale, la copil, cele mai indicate sunt calciu și fier. Categoric. Calciu se administrează încă de la vârste mici și sunt foarte multe combinații care conțin calciu. Și la fel fierul. Dar și aici indicația ține, cel puțin la fier, ține și de eventuale probleme, în principiu anemie, care pot apărea și datorită unor dezechilibre alimentare, dar și unor probleme de sănătate nu neapărat grave ale organismului care este în creștere. Evident, calciu poate fi combinat cu D3 și știm cu toții, poate să intervină și magneziu. Magneziu, din punctul meu de vedere, este un mineral extrem de valoros și probabil, cel puțin pentru vârsta adultă, fără să minimizez, Doamne ferește, rolul calciului, pentru că magneziu cu calciu pe undeva lucrează în cuplaj, dar magneziu îl văd ca mineralul numărul 1 și pe oboseală și pe combaterea stresului și pe o serie întreagă de aspecte care țin de sportul amator și așa mai departe. Dar la copil, calciu cu fierul ar avea primele poziții. Din punctul meu de vedere, ar fi bine totuși, mai ales la vârsta aceasta, ca administrarea de minerale și vitamine să fie totuși făcută după un consult medical. Că vorbim de medic de familie, că vorbim de pediatru, până la urmă și sfatul unui farmacist cu experiență este util, dar ar trebui un pic avut grijă, pentru că nu e etapa din viață unde ar fi cel mai bine să bombardăm organismul cu lucruri de care nu este neapărat nevoie. Aș avea o anumită inteligență, aș avea o anumită grijă în administrarea lor. Mai mult decât atât, în afară de faptul că ne trebuie vitamină D, vitamină C și calciu, să zicem, se mai pune și o a doua problemă. Aici, categoric, profesionistul în sănătate, fie el că e medic sau farmacist, ar trebui să aibă ultimul cuvânt, care este doza zilnică recomandată și pe ce perioadă luăm respectivul produs. Pentru că nu e neapărat, vorba între vecini. Am luat niște calciu de la firma X, m-am simțit mai tare. Iau și eu. Cât ai luat? Pe ce perioadă ai luat? Adică lucrurile astea... Cine ți-a zis cum și cât da. Să iei? Nu contează, n-am auzit să fac rău calciul așa. Da, ia, da. Zic cum se numește că iau și eu. Da. Da, și mai ales dacă e și zi de salari, cred că iau și o doză mai mare să am. Pe de altă parte, sunt absolut convins, repet, poate și în context pandemii, nu vreau să fim răutăcioși în dimineața asta sub nicio formă, și în context pandemic, lumea și-a făcut niște stocuri. Avem un D, avem un calciu, să avem un magneziu, să avem un C, să avem o coercitină, ce mai avem de imunitate. Sunt absolut convins că dacă am putea să facem un... să aruncăm un ochi așa, să facem un inventar. Pe la telespectatorii Metropola pe acasă, sunt absolut convins că găsim lucruri expirate. Deci sunt absolut convins în zona asta, pentru că majoritatea
au 2 sau 3 ani termen de valabilitate. Ele deja poate să stea aproape un an pe raftul drogheriei, farmaciei, plafaului. Și atunci, de când l-am achiziționat, mai sunt 2 ani. 2 ani, l-am luat în martie 2020, pe ăla expiră în martie 2022. O pandemie întreagă, lasă-l acolo. El nu s-a mai folosit și atunci, inclusiv în zona asta, trebuie să avem grijă, ar trebui duse în farmacii și predate pe un tabel pentru distruge. N-aruncăm la coșul de gunoi aceste produse, indiferent că sunt medicamente sau suplimente. De asta pornisem de la ideea că, la un moment dat, se și cumpără fără să fie un plan clar cum le iau. Dom'le, le iau să fie și un vedea. Da. Vom vedea. Iar mama e așa, mama, noi îi spunem mamei farmacia Elena. Dacă am nevoie de ceva, orice mama are. Știu cum e. Dar mama mea face curățenie în fiecare an la medicamente. Și nu aruncă? Ba da, le găsește, le aruncă, dar le are puse pe căprării, gastro, vitamine, imunitate, răceală. Deci le are puse așa pe fiecare acum categorie. Acum, doamnește, tot respect pentru mama ta, Georgia, dar în momentul în care acum accesul la farmacie, cel puțin orașe mari, așa e foarte, foarte facil. Ai dus, ai luat o tabletă, da, nu prea ai nevoie de stoc. Da, stocurile sunt undeva în cabane de munte, izolate, dar mama mea a fost și rămâne un om atent și care vrea să aibă în casă de toate. În schimb, eu am fost un adolescent rebel și când mama a încercat așa să-mi dea vitamine, că auzise, ea știa ea și făceam cure de 10 zile pe lună, la un moment dat m-am întrebat, dar oare eu am nevoie de aceste vitamine? Și am zis, mama, nu vrei să facem un set de analize? Hai să vedem ce îmi lipsește până la urmă. Și am constatat că n-aveam nicio carență. Și atunci, cumva, a devenit natural și pentru mama să se oprească. Iar acum, la fel, și la maturitatea, la 26 de ani, îmi dă vitamina D, mă duc la ea și îmi dă câte un flacon și zic, mama, dar am nevoie. Nu știu, mamă, să fie. Și într-adevăr, la ultimele analize aveam nevoie de vitamina D. Aveam o carență. Dar dincolo de asta, cred că e util să facem analizele de sânge. Insuficiența vitaminei D, în fine, pusă în evidență, evident, prin test de sânge, prin analiza din sânge, în România, înainte de pandemie, într-un studiu serios, publicat deja, afecta undeva 70%, ceea ce este enorm, din populația României. 70% din populația matură este o cifră foarte mare, dar asta și în contextul în care expunerea la soare este mult mai limitată decât era cu mulți ani în urmă. Că spuneai la un moment dat că mama ta era pe zonă de gastro blindată, cu asta ai început și probabil gastro întotdeauna, să ai ceva de diaree, să ai ceva de constipație, să ai ceva de dureri de burtă, pentru colecist, enzime și așa mai departe. În contextul ăsta chiar mă gândeam, venind către studio, un exemplu bun de teoretic de supliment, dacă este efectiv un medicament și este foarte important la momentul oportun, sunt săruie de rehidratare. Săruie de rehidratare fac diferența la, nu neapărat la adolescenți, dar și la adolescenți, dar copilul mai mic, de un școlar mic sau un preșcolar, fac diferența între a continua să rămână în sânul familiei sau a ajunge la spital pe perfuzie. În moment, pentru că deshidratarea e un risc real, indiferent că e pe vărsătură, pe diaree, deshidratarea la copil e categoric o chestie care poate deveni în câteva ore urgență medicală. Și atunci, în momentul în care, să spunem că nu vasă, sunt scaune diarice, în momentul în care eu intru cu aceste săruri de rehidratare, eu practic încerc să restabilesc echilibrul organismului fără a apela la tratament intravenos, la tratament injectabil. Și atunci aceste săruri de rehidratare, care de fapt se încadrează în zona asta, da, de minerale, sunt menite să restabilească un echilibru aflat la începutul dezechilibrării. Sunt încă capabil, folosind aceste săruri de rehidratare, să revin de acolo unde am plecat și să îmi înlocuiesc rapid și relativ eficient pierderile suferite. Aceste săruri de rehidratare sunt un exemplu, iată, vin cu niște minerale care le-am pierdut, nefiind
suplimente, categorii nutritive, dar având rolul ăsta. E un exemplu, mi-a venit astăzi în minte, schematizând ce aveam de discutat, un exemplu borderline, dar interesant. Sărul de rehidratare, dacă avem copii în casă, aș fi și eu ca mama ta, alea le-aș avea. E o informație foarte, foarte bună, pentru că despre săruri, sincer, am auzit pentru prima dată la dumneavoastră aici, la Matinal. Așa că mulțumim tare mult pentru această, acest pont, iar ce ar trebui să avem în casă. Pontul ăsta, țin minte, astă toamnă, Georgia, vorbeam în contextul de efort fizic și de apă. Și spuneam, domne, apa e bună până la un moment dat. De la un moment dat încolo, eu am nevoie de lichide izotonice, de lichide de rehidratare care conțin apă, carbohidrați, glucide, dulce și săruri, mineralele pe care organismul le pierde firesc prin transpirație. Dacă în lichide izotonice, mineralele conținute în respectiva formulă îmi înlocuiesc ceea ce eu pierd prin transpirație, aici este un pic next level, e un pic mai grav, sărurile de rehidratare înlocuiesc pierderile nedorite, până la urmă în sport, transpirația e asumată, diareea nu e asumată într-un context de boală, până la urmă. Mulțumim tare mult pentru aceste informații. Ce vorbim miercuri viitoare, George? Lăsăm așa, cumva în dungă. Și stabilim noi împreună și surprindem pe cei de acasă miercuri viitoare cu un subiect despre care nu știu de dinainte. E în regulă, cu o surpriză mie, cu viitoare, am o idee, dar păstrez așa. Poate hidratarea în timpul sportului? Am mai vorbit despre asta, dar am hai să nu mai spunem. Le spunem miercuri viitoare, am ceva în cap, o săptămână bună în continuare tuturor. Că e prima de vacanță, nu? Așa este, mulțumim tare mult, asemenea. Mergem și către zona make-up-ului, e dimineață și avem nevoie să avem o prezență plăcută, iar Daria Georgiana vine cu ceva foarte, foarte simplu, așa, simplu și util. Vreau să fac ceva mai special cu make-up-ul astăzi, și anume un eyeliner destul de grafic, de care, nu știu... Am văzut mult în ultima perioadă că se poartă, numai că nu am încumetat să-mi fac și eu unul. Îmi place cum arată pe alte persoane, dar nu știu dacă mie o să-mi stea atât de bine precum aș vrea. Am combinat două fonduri de ten despre care v-am mai vorbit, cred că și în clipul trecut, dacă mi-am amintesc eu bine. Combinația dintre ele îmi place și mi se potrivește în ultimul timp, iar eu o să încerc să blendesc cât de bine pot aici, astfel încât să obțin un rezultat cât mai natural pentru make-up-ul de astăzi. Hai să trecem la sprâncene și am făcut eu ceva înainte, în sensul în care mi-am aplicat lipiciul de sprâncene. O să încerc să le mai conturez un pic. Trecem la concealer și o să încerc să folosesc o cantitate foarte, foarte mică, asta pentru că este un concealer extrem de puternic, care chiar are o acoperire prea mare pentru cât aș vrea eu. Acoperă foarte, foarte bine, dar mi se pare că și încarcă zona ochilor, cel puțin pe tenul meu. O să încerc să-l aplic într-o cantitate mică, așa cum vă spuneam, o să-l pun și aici și cam atât. Mă duc să revin cu el și pe aici, gata. Cam asta fac cu el, pentru că este și destul de pigmentat și de aceea și acoperă destul de mult. Mie mi se pare un concealer foarte potrivit și în zilele în care nu vrei să-ți aplici deloc fond de ten, pentru că, așa cum îi spune și numele, este Morden Concealer. Este un produs care are o acoperire atât de mare încât atunci când nu vrei să-ți aplici fond de ten, îl poți folosi doar pe el, îl aplici în zonele în care ai probleme, de exemplu, și face treabă extraordinară. O să trec și în partea aceasta. Deja am aplicat foarte puțină cantitate, dar mi se pare că a făcut o treabă extraordinar de bună. O să încerc să-l și setez foarte bine cu pudră, pentru că el în sine tinde să încarce un pic zona ochilor și atunci trebuie setat destul de bine, astfel încât să nu se strângă aici în liniile fine și așa mai departe. Eu asta pățesc cu el. Îmi place, dar nici nu-mi place atât de mult încât să vi le recomand cu toată inima. Dacă aveți probleme cu tenul și dacă aveți niște cearcăli destul de proeminente, cred că ar fi o variantă bună, pentru că v-am spus, are o acoperire wow. Dar dacă nu vreți atât de mult acoperire pe zona de sub ochi, nu știu dacă ar fi chiar varianta potrivită de la ei. O să trecem la pudră și o să folosesc o cantitate nu foarte, foarte mare, pentru că, din nou, eu în sine am tenul destul de uscat și atunci nu vreau să evidențiez și mai mult zonele uscate ale lui. Vreau să obțin într-un fel un rezultat super glowy, natural,
care să fie de efect și să nu bat capul foarte, foarte mult. Și dacă folosesc prea multă pudră, tind să încarc un pic tenul și tot machiajul să fie prea mult pentru zi cu zi, așa că o să rămân la zona de sub ochi, nas, bărbie și frunte. Trecem cu pași repezi la conturul feței și nu știu ce să folosesc astăzi, dar cred că o să optez din nou pentru paleta asta. Este unul dintre produsele mele preferate și atunci nu vreau să-mi bat foarte mult capul cu acest pas, pentru că știu că face o treabă bună, fără să-i acord prea multă importanță, dacă pot să zic așa, fără să blenduiesc foarte bine astfel încât să se stompeze produsul, fără să lase pete într-un fel, chiar este o pudră foarte, foarte bună. Este de fapt o paletă pentru că are și contur și blush, dar și iluminator. Iluminator de care nu sunt atât de mulțumit, dar până la urmă blush-ul și conturul chiar fac o treabă foarte, foarte bună și atunci este ok pentru mine. O să aplic și niște blush tot din aceeași paletă pe care v-am arătat anterior. Îmi place blush-ul acesta pentru că este rozaliu și, nu știu, îmi place, mă face să mă simt bine. Ok, hai să trecem și la iluminator. Eu aici încă am făcut o gafă pentru că am aplicat o tonă. Dar o să încerc să mai distribui un pic, astfel încât să arate mai ok. Am luat o pensulă mai mare un pic și o să iau din nou fardul acesta și o să-l aplic aici pe toată ploapa, pentru că pe lângă eyelinerul acela foarte grafic, vreau să am și un fard drăguț care să completeze machiajul, așa că țineți-mi pumnii la partea aceea, pentru că am destul de mari emoții, n-am mai făcut asta înainte, așa că o să fie prima dată. O să încercăm asta împreună și o să vedem dacă o să ne iasă într-adevăr destul de bine și dacă o să fie o tehnică care să mă prindă, să-mi stea bine, nu știu. O să vedem asta împreună. O să iau de data aceasta o pensulă de aceasta, de tip creion, și o să revin pe zona de sub ochi. Hai să trecem la treaba așadar. Eu mă uit aici pentru că am căutat mai multe tipuri de eyeliner, bineînțeles că unele sunt mai complicate decât altele, eu o să rămân la varianta simplă și dacă mi iese, cu siguranță că o să mai încercăm și în alte clipuri ceva mai complicat, mai ieșit din comun. Am cam reușit să termin cu el, nu știu dacă să-l las așa în momentul acesta sau să continui cu ceva mai extra, dar cred că o să-l las așa, cred că o să mă mulțumesc cu rezultatul acesta și mai apoi o să aplic niște mascara, poate să ne aplicăm și gene astăzi, dacă o să simt nevoia, asta nu știu, nu mi-am propus neapărat acest lucru, dar eu zic că e drăguț până acum, este interesant ce se întâmplă aici. Aș vrea totuși să mai aplic un pic de glitter pe ploapă, ca să iasă mai în evidență zona aceasta și cred că o să fac asta la sfârșitul machiajului, dar să știți că îmi place și ați văzut că n-a fost deloc dificil. Iar acum că am aplicat creionul de buze, o să revin cu această pensulă și o să încerc să blendez sau să întind un pic creionul acesta, el fiind unul foarte cremos, astfel încât să fac o trecere către nuanța buzelor mele. Ca și penultim pas referitor la buze, am decis să-mi aplic astăzi rujul acesta. E un ruj mat, nuanța 200. Iar acum, pentru că vreau să le dau mai mult volum, o să-mi aplic glossul acesta. Este un gloss foarte drăguț, destul de natural, care nu lipește, un gloss transparent, care în scurt timp nu o să mai fie atât de transparent, pentru că, bineînțeles, l-am folosit mult timp, așa că o să-l aplic și pe el. Și cam acesta este machiajul pe care l-am realizat astăzi alături de voi. Eu am fost Daria, iar noi ne revedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa! Foarte drăguță, Daria, dacă ar fi și băieții noștri de la Naționale la fel de drăguți, am fi și noi mai fericiți. Băieții noștri de la Sport Total FM trebuie să știe că eu sunt foarte, foarte, da, foarte supărată. Foarte supărată. E cu șervețele, cu lacrimi, nu, sunt în doliu, suspine, ce să mai, sunt toată îmbrăcată în negru. Eu măcar nu m-am uitat decât vreo 10 minute la meci. Eu am adormit în minutul 70 după ce am văzut 2-0. Am zis, nu cred că mai avem nicio șansă. Și am zis, mai bine, mai prin 20 de minute de somn. Deci mi-am luat sămințe, mi-am luat bere, m-am pregătit, m-am pus frumos în fața televizorului și... Și scor de reprezentare. Bună dimineața, băieți! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața!
Băi, lecția aia de machiaj ar fi bună pentru unii fotbaliști din echipa națională. Dar hai să spun așa. Voi ați văzut meciul parțial, da? Unul dintre voi deloc, altul 70 de minute. Eu după o repriză am dat pe Disney, că de, dacă acum să văd un serial, n-am mai rezistat. Daniel a fost singurul erou care a moțăit până spre finalul meciului. Ca un suporter adevărat. Cu alte cuvinte, un foarte bun somnifer echipa națională a României. Nu, da? Pentru mine n-a fost somnifer, că n-am mai putut să dor după aia. De nervi? De supărare. De supărare. De amărăciune. Da. Eu i-am spus că numai naționala nu mai mă supără, că fac probleme, ne facem probleme de pomană. Gabi e un suporter al lui Liverpool. Când va pierde Liverpool, nu se mai uită la repriza a doua. Ba, mă uit. Mă uit și aici de ce nu te uiți? Pentru că echipa națională a României. Pentru că de la echipa națională nu mai poți să am așteptări. Ai ce nu înțelegi ce vreau să spun. Da, e al nostru, cum e copilul nostru, ce să faci? Mai face prostii? Copilul nostru? Copilul nostru. Of, Doamne, Dumnezeule. Trebuie să fim alături de echipa națională, ce să faci? Sigur, trup și suflet. Acum cerem demisia antrenorului, cer președinte. Ba da, eu cer. Tu ceri? Da. Atunci o cer și eu. Așa. Să demisia. Să demisia. Cum e în politică? Trebuie niște sânge un pic. Problema e cine vine dacă pleacă Edi. Nu mai contează. Cum nu contează? Păi, nu contează. Sunt alte echipe, am discutat mai devreme, am făcut o analiză după ora 7 și am spus că sunt alte echipe, inclusiv în grupa României, care nu sunt neapărat peste noi. Sunt ca noi. Și atunci ce face diferența? Organizarea, tactica, pregătirea și antrenorul care reușește să impună aceste lucruri. Care își întrece, vorba aia. Care își întrece. Bă, ți se pare că Muntenegru e o echipă extraordinară? Bă, prin ce au făcut diferența? Sunt băieți mai înalți și mai puternici. Bun, mai puternici. Prin ce au făcut diferența? Organizare. Da? Da. Atitudine mai bună ca a noastră. Da. Da? Da. Lucrurile astea poate să le facă un antrenor la echipa noastră? L-am avut în brațe pe unul dintre cei mai buni antrenori români. Se numește Loții Beloni. Am avut ca mulți în brațe, da, noi, domnul Burnea. El a fost la negocieri cu noi, adică cu fotbalul românesc, da? Și nu l-au putut convinge. Acum, cu tot respectul pentru Beloni, pe care îl respect, nu e doar singurul antrenor român din lumea asta care poate să antreneze. Ok, cine vine acum? Hai să nu mai facem literatură. Două soluții. Așa. Victor Pițurcă. Bun, susțin. Da, nu cred că îl cheamă nimeni. Da. Și Laurențiu Reghenkamp, care acum este liber de contract. Și eu susțin Reghenkamp, eu nu susțin varianta Mutu. Dar nu susține varianta asta Ana Maria Prodan. Varianta Reghe? Da. De ce? Păi n-are voie la echipa națională, nu e pregătit pentru așa ceva. A, că a spus într-un interviu, da. Da? Deci sunt două variante, doi antrenori liberi de contract, doi antrenori care au avut rezultate, doi antrenori care sunt cât de cât tineri, iar Reghe e și mai tânăr. Adică da? Care e cât de cât tânăr? Păi Pițurcă nu mai e atât de tânăr. Păi Pițurcă nu, Pițurcă arată tânăr. Tânăr, arată tânăr. Reghe are 45 de ani. Sigur, și Mutu e tânăr. Da, dar Mutu are obiective... alte obiective. La Rapid. Păi a fost acceptat cu greu, acum dacă pleacă și... Nu, el dacă vine la Națională, nu cred că va mai fi niciun meci al Naționalei pe Giulești. Că o să-l înjure toată lumea pe Mutu, că a plecat de la Rapid. Vrei să spun ceva? Eu cred că nu va mai fi oricum niciun meci al Naționalei pe Giulești după cel de aseară. Nu va mai fi niciunul cu spectatori, vreau să spui. Bine, aia cu spectatori nu va fi probabil următorul, indiferent de stadion. Dar după ce și-a luat domnul Burleanu în Giulești, nu cred că mai vine cu echipa națională acolo. Sau dacă vine, el nu se mai prezintă la stadion. Urează alte stadioane ale țării și o să se ducă acolo. Da. Se duce la Cluj, se duce la... Poate vă credeți că exagerăm când vorbim despre un nou selecționer, dar cel puțin din punctul meu de vedere situația se pune cam așa. I se cere demisia lui Burleanu. Va pleca Burleanu? Nu. Nu. Ca să mai detensioneze, să mai scape din presiunea asta pe care opinia publică o exercită asupra lui, are o singură variantă. Să ofere un cap. Poate să ofere capul lui Stoichiță, de exemplu? Nu. Nu. Capul lui Bodescu? Nu. Capul lui Iordănescu Junior? Da. Asta era. Și nu cred că îi va tăia capul, ci îl va pune pe Edi Iordănescu să plece. Asta este sigur o interpretare, speculație. Sigur, nu o luați. Nu e o certitudine. E nu o pauză, da? Da? Din iunie acum până în septembrie nu mai e niciun meci al echipei naționale. Uh-huh. Suficient pentru Mihai Stoichiță, interimar sau un alt selecționer, să preia echipa în septembrie. Obiectivul care va fi acum? Nu va mai fi locul 1-2. Să nu retrogradăm. Să nu retrogradăm, adică să luăm locul 3, care este plauzibil în condițiile în care... Avem un meci cu Finlanda la ei pe teren propriu. Și acasă cu Bosnia. Dar Bosnia nu o să joace, o să joace bine pentru că vrea primul loc. Clar. Finlanda vrea să evite retrogradarea.
Așa, că ambele așa și Finlanda mai poate promova. Adică are șanse în continuare la promovare, da, dar mai mici după înfrângerea de aseară din Bosnia cu 3-2. Am ce să facem? Ei mai au, îl au pe Dzeko. Noi nu-l mai avem pe, nu știu, ce mare atacant am avut, că am avut destui. Ei l-au pe Dzeko și uite, la 36 de ani și aseară a dat 2 goluri. Pușcaș, ca să dea un gol, are nevoie de vreo 20 de ocazii. Cam asta e diferența dintre noi și ei. Dacă pierdem acasă 0-3 cu Italia, cu Spania, cu Anglia, am fi zis că ăsta ne-au bătut, nivel, da. Dar când te bate Muntenegru și ești pe ultimul loc în grupă, noi n-am fost niciodată pe ultimul loc în grupă după primele 3 meciuri. Niciodată, nicio preliminară. Eu nu mi-aduc aminte. Nu, nu, poate nu, ți-aduci tu că ești un pic mai... Nu, nu. Atunci aveam echipe. Cum să fim pe ultimul loc? Bun, da? Și nici acum n-am fost bune. Cu Pițurcă, cu Iordănescu, cu Contra, cu Daum, cu toți selecționerii pe care i-am avut. Hai că am vorbit mult. I-am plictisit pe prietenii noștri. Cert e că machiaj pentru jucătorii echipei naționale. Unii au nevoie, categorii. Ca să nu-i mai recunoască lumea pe stradă, nu de altceva. Hai România! Toate bune! Mulțumim tare mult, băieți! Hai România! Hai că au fost optimiști totuși și cumva asta ne rămâne de făcut. Să avem speranță și să încercăm să ne păstrăm optimism. Speranță să mai mă, Georgia, mă! Lasă-mă că eu încerc, chiar încerc. Îmi dau stiința măcar să-mi treacă vorbești, supărarea până la finalul matinalului. Dincolo de asta, eu zic să facem ce știm noi mai bine să facem, și anume să vă informăm de la prima ora dimineții, așa că vă invităm pe această care să aflați și mai multe de aici, de la matinal. Poate niște știri puțin mai vesele decât meciul de seară. Peste 155.000 de absolvenți de clasa 8-a din țara noastră au susținut proba la limba și literatura română la evaluarea națională. Elevii au avut de rezolvat 2 subiecte cu mai multe cerințe, la primul dintre ele primind fragmente din Toate pânzele sus de Radu Tudoran și din Frânturi din viața lui de la Vrancea de Cela de la Vrancea. Cele mai mari emoții nu le-au avut elevii, ci părinții. Imediat cum au intrat absolvenții în sălile de examen, mămicile au stat de pază în fața instituțiilor de învățământ din capitală. Emoții pentru examen? Maxime, clar maxime, da, suntem cu gândul în interior. Sper să nu transmitem emoțiile de mămică la elevi. Am un băiețel în clasa 8-a. Și aveți emoții? Foarte mari, dar încerc să mi le stăpânesc. Sper să se descurce și să nu mai avem emoții la matematică. Oricum, stăpânim mai bine matematica decât româna. Elevii au la dispoziție 2 ore pentru rezolvarea subiectelor. Candidații primesc subiectele sub formă de broșură, care se predă la finalul probei. Conform regulilor, se poate folosi doar cerneală sau pastă de culoare albastră, iar la matematică, proba care va avea loc joi, pentru desene se poate folosi și creionul negru. Ca rezultatele să fie de succes, mulți au recurs la meditații. Ați făcut meditație? Da, cred că nu se poate fără meditații în ziua de astăzi. Adică clar nu se poate fără meditații. La ce medie generală vă așteptați? Noi sperăm peste 9. Așteptăm și noi peste 8 acolo, dar vom vedea. Rezultatele finale după contestații vor fi afișate pe 30 iunie, iar din 14 iulie începe repartizarea computerizată la liceu. 2 cazuri de variola maimuței au fost confirmate în România în ultimele 24 de ore. Este vorba de 2 bărbați care primesc tratament simptomatic și se află în izolare. Primul român diagnosticat cu variola maimuței este un bărbat în vârstă de 26 de ani din București. Ministerul Sănătății a comunicat că boala a debutat în urmă cu 4 zile, pacientul s-a prezentat la spital în cursul nopții, iar infecția a fost confirmată prin analize de laborator. Starea pacientului este bună. În comunicatul Ministerului Sănătății se mai precizează că, din anamneză, rezultă că partenerul persoanei infectate a călătorit în ultima perioadă în mai multe țări din Europa, unde există numeroase cazuri de infecție cu variola maimuței. Al 2-lea caz de variola maimuței diagnosticat oficial în România este un bărbat în vârstă de 32 de ani. Acesta s-a prezentat la o clinică medicală din București săptămâna trecută, iar investigațiile de laborator au confirmat că pacientul este infectat cu variola maimuței. Starea bărbatului este bună și va rămâne în izolare, potrivit unei informări a Ministerului Sănătății. În acest caz a fost declanșată o anchetă epidemiologică pentru stabilirea contactilor direcți. Este un virus asociat de obicei călătoriilor în Africa de Vest. Semnele clinice sunt reprezentate de erupție. Aceasta este asemănătoare rujeolei, herpesului, uneori chiar și a sifilisului, febra,
cefaleea, adică durerea de cap, dureri de spate, ganglioni limfatici umflați, un semn foarte important, frisoane, oboseală accentuată. Cum se transmite? Prin contact cu fluidele corporale sau picături de salivă de la persoanele sau animalele infectate, dar nu se transmite ușor. În schimb, nu există vaccin sau tratament special destinat acestei patologii. Medicul Florin Roșu a precizat că vaccinarea împotriva variolei umane ajută la prevenția acestei afecțiuni. Specialistul în boli infecțioase de la Iași a mai menționat că infecția cu virusul variolei maimuței provoacă o boală ușoară, care se vindecă spontan în câteva săptămâni. Organizația Mondială a Sănătății avertiza săptămâna trecută că, deși riscul actual pentru sănătatea umană și pentru publicul larg rămâne scăzut, riscul pentru sănătatea publică ar putea să crească. OMS a anunțat circa 780 de cazuri de variola maimuței confirmate în laboratoare medicale din 27 de țări. În Prahova, șoferii au decis să protesteze împotriva prețului exorbitant la carburanți, care nu pare să scadă prea curând, ba chiar e în continuă creștere. Cu nervii întinși la maxim, în mai multe orașe, românii au mers la benzinării și au alimentat mașinile cu doar câțiva lei. Foarte bine. Câte mașini suntem? Peste 100, nu știu, suntem. Peste 100 de mașini. Bun. Și în Constanța, oamenii au format cozi interminabile în semn de revoltă pentru prețurile imense la benzină și motorină. În Botoșani, șoferii au alimentat de mai multe ori suma de doar 5 lei. Toate acestea reflectă nemulțumirea lor pentru valoarea pe care au atins-o carburanții. Dacă alimentăm undeva până în 5 lei, va coborî prețul la 4 lei pe litru. Și noi tot încercăm să facem plin, adică... Cu câte 5 lei? Se poate dovedi friconul... Nu am blocat nimic, nu nimic, deci doar îmi doresc să fac plinul atât eu cât și ceilalți participanți. Potrivit proiectului de lege, susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere se va putea face la orice autoritate competentă de pe teritoriul României, nu doar la autoritatea competentă pe raza căreia solicitanții își au domiciliul ori reședința, așa cum prevede codul rutier în acest moment. Totodată, eliberarea permisului de conducere se va face în locul în care examenul este susținut. Oamenii în sfârșit se bucură de o veste bună măcar pe acest sector, însă unii dintre ei și-ar dori ca vârsta la care poți obține permisul să fie 25 de ani. E benefică pentru cei care sunt din provincie și vor să obțină permisul de conducere cât mai repede. Cred că e un avantaj pentru noi, în primul rând. De ce nu ai permis? Nu am fost atât de atrasă de partea asta, nu știu, a condusului, exact. Băiatul are permis de câțiva ani buni. Erau alte reguli pe atunci. Părerea mea este că ar trebui modificată vârsta la care luăm permisul. Nu? De ce spuneți asta? Pentru că sunt foarte mulți conducători auto care habar n-au și se iau permise încă pe, știți dumneavoastră, pe bani. Profesioniștii spun că modificarea este binevenită, însă ar trebui ca autoritățile să încerce înainte de toate să găsească o metodă pentru a reduce numărul accidentelor. Dacă vorbim punctual despre această inițiativă, are multe puncte bune, pozitive. Pentru că poți să te duci să dai permisul unde, pentru că poate să stea și instructorul, poate că și sunt modificări binevenite, pot fi analizate din diferite unghiuri, dar încă o dată, până nu vom avea o strategie unitară, o direcție clară, vor fi tot felul de inițiative mai mult sau mai puțin aducătoare de reducere de accidente. Mai mult decât atât, prin acest proiect de lege se dorește scurtarea perioadei necesare obținerii dreptului de a conduce, ce include școala de șoferi, adică pregătirea teoretică și cea practică, și examenul pentru obținerea permisului cu cele două probe ale sale, proba teoretică și proba practică. Totodată, prin acest proiect de lege se dorește reducerea perioadei necesare obținerii permisului auto, care în acest moment este foarte mare, programarea traseului având loc chiar la câteva luni distanță de la promovarea examenului teoretic.
am povestit puțin înainte să intrăm în direct și mi-a venit mie o idee așa, știi, că în colțul unei hărți există o legendă. Așa. Lacuri, monumente istorice și așa da, mai departe. Da, da, da. Ca să explicăm pentru cei de acasă, tu ești Cerul Senin, eu sunt Norul Negru și Romina este soarele din platoul nostru. Ia să vedeți. Bună dimineața. Bună dimineața, Romina. Bună dimineața, așa este. Avem parte de vreme bună și o atmosferă plăcută pe tot teritoriul. Soarele este mai mult prezent în centru și în partea de vest, iar în partea de sud vremea este frumoasă. Temperaturile sunt în creștere, dar nu este exclus să apară câțiva stropi de ploaie. Iar în partea de est vremea este bună, însă prin nordul Moldovei și în Bucovina poate să predomine precipitațiile, dar de scurtă durată. Valorile termice la această oră sunt cuprinse între 14 grade Celsius și 21 de grade. Iar în capitală, vremea este frumoasă în această dimineață. Pe parcursul zilei vor mai fi șanse de ploaie, dar sunt reduse. Vântul suflă slab, iar atmosfera este mai rece. Temperatura atinge 18 grade Celsius atât în centru cât și în nordul capitalei. Acestea sunt informațiile despre vreme la această oră. Ne revedem mai târziu pentru mai multe detalii. Mulțumim, mulțumim. Romina, tot te-am mai botezat eu odată. Cred că o să mai fac încă o dată. Uite, azi zicem Sorinela. Sorinela, cât da. Am vrea să îl vedem pe Sorinel mai des pe cerul nostru. Nu se simte că e vară. Tu simți că e vară? Da, nici. Nu de la noi ăștia nici stelele nu se văd. Nu. Noaptea. Da, dar ele sunt acolo să ne ofere informații. Necontenit. Și Olivia, avem nevoie de Olivia în acest e sector. E cu noi și ne susține, ne zice de bani, de sănătate, de reușite. De... Așa să fie, așa să fie. Hai să vedem concret ce ne spune Olivia. Hai să facem un concurs, să vedem ce e ce la Rac și să vedem ce e ce la Fecioară. Mie îmi zice de ieșirea din zona de confort, că e așa, îi place să-mi spună în ultima perioadă. Eu cred că la mine o să fie mai bine, am așa o presimțire. Hai să vedem. Bună dimineața! Berbecii sunt pregătiți pentru un salt în carieră. Nativii primesc o propunere imposibil de refuzat, iar ca bonus aceasta vine ca o recunoaștere a realizărilor de până acum. Taurii primesc vești bune ce vin din străinătate sau aduse de un sol străin. Acestea au de-a face cu reușite ce țin de studii și examene, cu rolul de a-i pregăti pentru un viitor altfel. Gemenii au de achitat niște facturi pe care le-au tot amânat până acum. Este posibil să nu fi avut toți banii necesari. Ei bine, acum trebuie să găsească o soluție și să achite. Plata nu mai poate fi amânată. Racii sunt foarte bine văzuți la locul de muncă. Rolul de lider li se potrivește perfect. De asemenea, au intuiție în ceea ce privește oamenii și locul pe care aceștia trebuie să-l ocupe în organizație, astfel încât echipele să dea randament. Pentru lei, ziua de azi aduce nevoia de a-și revizui obiceiurile. Plăcerile sunt importante, dar la fel de importantă este și doza în care se bucură de ele. Un exces poate conduce la probleme de sănătate. Fecioarele se bucură azi de multă vitalitate și poftă de viață. Nu prea le stă în fire să se entuziasmeze prea mult, dar azi fac o excepție și își dau voie să se relaxeze. Merită și ele o pauză. Casa sau spațiul în care locuiesc este cel care fură atenția balanțelor astăzi. Nativii vor să facă anumite schimbări care să aerisească locuința, dar nu înainte de a cere părerea partenerului de viață. Scorpionii aduc niște clarificări suplimentare în ceea ce privește anumite procese sau proceduri de la locul de muncă. Este posibil să-și întocmească documente justificative în acest sens. Nativii săgetători au parte de clarificări financiare. Ei simt nevoia să știe pe ce resurse se bazează în viitorul apropiat, ca să știe cât și în ce pot investi. Capricornii sunt blânzi astăzi, mai ales față de ei înșiși. Au fost foarte exigenți mulți ani, aspirând la perfecțiune, iar acum decid că este timpul să se accepte așa cum sunt. Libertatea la care aspiră zi de zi nativii vărsători vine către aceștia cu pași mărunți. Ea se ascunde în spatele asumării alegerilor propriei vieți cu consecințele de rigoare, iar acestea pot fi atât plăcute cât și neplăcute. Peștii revizuiesc oamenii cu care se asociază și cărora le permit să îi influențeze. Astfel, ei nu mai împărtășesc ideile lor cu oricine, ci fac o selecție înainte. Cel mai bine e să vorbească despre ideile lor cu specialiștii care îi pot ajuta concret.
Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Acum că am aflat informații despre vreme, informații din lumea astrelor, am abordat și problema sportului, revenim la rubrica deja celebră aici la Matinal, rubrica Revista Presei. Valentin, a.k.a. Ro Alert, ce ne transmiți astăzi? Ce Ro Alert, că a sunat la într-o veselie ieri, George, ai văzut ce furtună a fost? A fost. Până dintr-o dată așa. Eu făceam paste, quadroformagii și admiram ploaia de la geam. Eu am fost baricadat o oră și ceva în mașină. Nu puteam să mă dau jos, efectiv, nu aveam nicio șansă. A fost oribil, da. Au fost furtuni tare urâte pe aici, prin București. 12 autoturisme, spun domnii de la ISU București, au fost afectate în capitală și unul în județul Ilfov și au căzut 25 de copaci pe carosabil și autoturisme. Horror. A fost o semi-apocalipsă ieri. N-a durat foarte mult, a durat cred că vreo oră, probabil toată treaba după estimările mele așa, dar ora aia a fost jale, a fost oribil. Vedem, ISU BIF a intervenit pentru degajarea 25 de copaci căzuți pe carosabil și autoturisme, 11 străzi inundate din 27 de locuințe și 11 curți. Ei au venit pentru ridicarea două elemente de construcție. Deci au căzut și elemente de construcție chiar de la această furtună. Municipiul București și 8 localități din Ilfov se aflau până la ora 18:30 sub cod, atenție, roșu de furtună. Nu portocaliu. Mă, roșu, cod roșu. Cred că destul de rar am văzut așa ceva. Și de-aia a și sunat roalertul ăla într-o veselie totală. Au fost averse torențiale care au depășit 40-50 de litri pe metru pătrat. Descărcări electrice, grindină de mici și medii dimensiuni. Deci, da, a fost rău pe furtuni. Sperăm să fie mai ok astăzi. Eu nu înțeleg de ce au mai căzut încă 25 de copaci. Că tot avem furtuni. Nu știu, dar de sperăm... De ce nu avem grijă de copacii ăia? Nu știu, măcar poate azi când vine domnul Macron, poate măcar stau pomii la locul lor și norii, nu știu, fac... Ți-am spus că tehnologia ne poate ajuta, poate la un moment dat să dăm norii la o parte când vine ploaia, să sigur, suflăm cu sigur ceva. Sigur o să ne ajute în timp. În viitor, nu știu dacă ar trebui chiar sper să ne jucăm cu treaba asta, dar... Până atunci vine domnul Macron în România și vedem un citat. Franța este prezentă pentru a evita o extindere a războiului. Așadar, nu este într-un context tocmai fericit domnul Macron aici, dar cu siguranță este o vizită importantă pentru România și pentru așa, o confirmare de securitate și solidaritate pentru faptul că noi românii ne aflăm poate puțin mai aproape de acest conflict militar. Avem o graniță destul de mare cu Ucraina. Nimeni nu știe să spună ce ne vor aduce următoarele săptămâni sau luni. Vom face totul pentru a continua să stopăm efortul de război al Rusiei, să-i ajutăm pe ucraineni și armata lor și să continuăm negocierile, pentru că fără negocieri, bineînțeles, nu putem să scoatem batista curată din acest război. Nu putem numi deja război. Le-a mai transmis Emmanuel Macron militarilor aliați aflați la baza 57 aeriană Mihail Kogălnician. Și chiar în această dimineață, președintele Iohannis se va întâlni cu domnul Macron și vor avea discuții. Așteptăm probabil și declarații din partea lor, pentru că este o vizită foarte importantă. Dar cam ăsta e contextul în care ne aflăm acum. Domnul Macron vine în România, discută, vedem ce se întâmplă, vedem ce ne anunță. Sperăm să fie de bine. Știi că ieri vorbeam de evaluarea națională? Da, ce s-a întâmplat? Băi, deci e noaptea minții, mă, e noaptea minții. Of, Doamne, elevii unei școli din Dolj au primit la proba de română de la evaluarea națională subiecte destinate celor care studiază în limba maghiară. De la Covasna la Dolj, nu știu cum s-au ratat și subiectele. Au dat examenul, s-au dus frumos acasă. Nu pot să cred. Și au dat seama de gafă și au chemat înapoi. Mai dați o dată examenul. Nu pot să cred. I-au chemat înapoi să vină să dea din nou examenul. Deci e ireal așa ceva. Imediat a fost demarată și o anchetă, iar inspectorul școlar general Daniel Ion cere demisii. Păi ar cam fi cazul un pic așa, dacă mă întreb și pe mine. Mă, cum e mă posibil? Cum e posibil așa ceva? Explică-mi și mie. Și chiar și ministrul educației a precizat în conferința de presă de la ora 15, deja se auzise probabil și la urechile dânsului de incident,
că pe tema evaluării naționale au fost înregistrate și erori la examen în județele Teleorman, Dolj și Bistrița-Năsăud. De Teleorman și de Bistrița-Năsăud n-am auzit concret care au fost problemele până acum, dar și acolo cine știe ce minune o să mai iasă prin presă zilele astea. Băi, e real, mie mi se pare real așa ceva. Au stat copiii acolo, au dat examenul, s-au dus acasă. Probabil au trecut prin puțin, toate emoțiile vieții lor. Puțin bulversați așa, că nici n-au înțeles ce s-a întâmplat acolo, de ce au acele subiecte. Bă, dar le-au rezolvat totuși. Și după aia, probabil că le-a sunat telefon, sau nu dau seama prin ce metode au anunțat. Auziți, știți, examenul ăla de l-ați dat azi? Puteți să vă întoarceți puțin la... Nu, că de ce? Veniți, că vă spunem noi când veniți aici. Eu aș fi curioasă să văd acel subiect de examen, cum arată. Dacă poate profesorii supraveghetori și-ar fi putut da seama dacă aruncau. Și că ei mai stau la catedră și se mai uită peste subiecte. Unii dintre ei, așa mai țin minte din școala generală. Poate se prindeau mai devreme, măcar îi mai țineau acolo. Nu mai împrăștiau să mai vină încă o dată la școală, să mai dea încă o dată examen. Poate s-au gândit, mă, o fi o clasă specială care dă subiecte în limba maghiară, cine știe, profesorii supraveghetori. Da, absolut, super, o românească de primă să clasă. Să tot vină domnul Macron în România. Să tot vină, da, domnul Macron în România, are ce vedea. Înainte și după nu se schimbă absolut nimic. Propun să stea domnul Macron o săptămână în vacanță pe Valea Prahovei. Să vadă așa, să meargă... Ii ajunge să plece vine din București, să se întoarcă duminică, să se întoarcă duminică, da. Are ce vedea domnul Macron, vă asigurăm. Wow. Dincolo de asta, astăzi în Piața Victoriei, sindicaliștii în sănătate protestează. Federația Sanitas așteaptă peste 10.000 de persoane la meeting. Am văzut că se instalează o scenă acolo. Am trecut astăzi pe lângă Piața Victoriei și se instalează o scenă. Nu mi-amintesc să fi fost un astfel de meeting, deși ei au mai avut proteste și lunile trecute. Un protest de o asemenea amploare, 10.000 de persoane, mi se pare foarte mult. Au niște revendicări cât se poate de legitime, în sensul că în 2017 este celebra legea salarizării, de care beneficiau foarte multe categorii profesionale, inclusiv polițiști, pompieri, adică erau foarte multe categorii incluse aici și nu și-au primit banii. Doamne, s-a dat legea să ne dați banii, unde-s banii, dați-mi banii. Foarte corect, mai ales cu inflația prin care trecem acum, cu siguranță niște bani ar fi bineveniți, mai ales că sunt niște profesii de care depinde viața noastră a tuturor. Siguranța noastră la polițiști, mediul sanitar în care mergem cu toții când avem o problemă, medicii și așa mai departe. Este perfect legitim. Dincolo de asta, să știi că inflația face furor și în supermarketuri. Nu mai sunt prețurile pe care le știam noi. Sunt prețurile afișate pe kilogram și vezi că un piept de pui costă 7,59 lei. Auzi, da. Dar este prețul pe kilogram sau pe 100 de grame. E o chestie... La kilogramul de migrant pare cât costă. Nu știu. Știi ce te întreb? Pentru că... Aș fi vrut să ajungi la această știre. Chiar sunt curioasă. 36 de migranți găsiți printre sicrie în tirul unui șofer român care pleca în Italia. Wow. Măi, au ascuns între sicrie, mă. I-au băgat în sicrie, wow, pe oameni. Cetățeni din Bangladesh, India, Pakistan și Maroc, care au încercat să treacă ilegal frontiera în Ungaria. Wow, ce găselniță! Cine o fi venit cu ideea? Mizăm pe cineva de la noi din țară. Asta să fie... Altă românească. Da, asta să fie ultima știre. Cumva am dedicat această rubrică Revista Presei României, dacă da, să fim foarte sinceri. Da. Eu zic să luăm o scurtă pauză de publicitate, să ne mai liniștim puțin, să ne limpezim puțin să sufletele. Ne revenim puțin după știrile astea românești și revenim după națională, după ce s-a întâmplat aici la Revista Presei, merităm cu toții o pauză de publicitate, dar negreșit revenim cu o poveste inspirațională, pentru că oricât ne-ar plăcea nouă să ne plângem, avem și exemple frumoase pe care vrem să le promovăm.